Așa. Chiar n-am existat fără soare. Voiam să vorbim cu Andrei Leonte, dar nu mai e în fața camerei, din câte vedem. Nu știm din ce motiv. Și-a luat o pauză, a simțit nevoia să-și ia o pauză. A simțit nevoia și Andrei Leonte să-și ia o pauză, a venit timpul pentru coffee break. Bună dimineața, Andrei, ne-ai lipsit. Unde ai dispărut atâta timp și spune-mi dacă ai înțeles ceva despre soare. Păi tocmai m-am dus să văd dacă a ieșit soarele. Băi, este atât de dimineață încât am senzația că ne-am întâlnit prin casă în timp ce mă duceam să-mi iau un pahar cu apă de la bucătărie. Este noapte, da. Mă rog, e ok, eu sunt în sesiune și oarecum profit de treaba asta ca să zic că m-am trezit și eu de dimineață și m-am apucat de treabă de dimineață. Ce studiezi? Băi, ce faceți? Hey, noi facem bine, dar tu ce faci? Ce studiezi? Mi-a trebuit carte la 30 ceva de ani. Doamne, dar ce-ți veni, omule? M-am dus la master la UNATC, la producție de film. Că tot era o chestie pe care o făceam de vreo câțiva ani, așa, după ureche, după cum mi-a venit mie. Și am zis, hai să fac și mă rog, până acum am făcut mai mult videoclipuri și publicitate. Și acum am zis să fac și trecerea către film. Și m-am dus la oamenii aia mișto să mă învețe chestii. Și în Italia ce ai făcut? Cât ai stat acolo și unde ai fost? Și de ce? Și ce te-a apucat, aș vrea să mai întreb? Am fost la IMEI, am stat aproape 6 săptămâni. Ceea ce a fost foarte, foarte nice, că nu ne mai văzusem din ianuarie celălalt. 2020. Ok. Suntem 21. Păi abia e 2021. Am văzut că a trecut deja o lună. Nu te-ai obișnuit să scrii data cu 2021? Nu. Bine, nu prea scriu, dar... Nu era cel care scria data la clasă acolo ca să te găsească profesoara când... Nu, mereu mă depunctau pentru asta. Revenind la ale tale, da. Deci de un an de zile nu ți-ai mai văzut părinții. Da. Așa. Și m-am dus și am mâncat pentru tot anul ăla care am zis. Și nu s-a depus sau ce s-a întâmplat? Adică, iartă-mă, care e rețeta? Că eu parcă nu mănânc așa mult și se depune. Până că nu vedeți ăsta ce fluffy e, ca tocmai ca să nu se curească. Deci dacă mai spui din asta, Andrei, da. Plec din emisiune, te rog frumos să mă nu mai învață, ia-ți și tu un hanorac, de ce nu? Dacă Andrei vine și îmi spune că este fluffy, voi vă uitați la Andrei Leonte în momentul ăsta, vă rog frumos. Și el ne spune că este fluffy. Și eu vin și vă spun că sunt nu chiar așa gras. Vă dați seama ce diferență? Augusta, putem să facem un split screen, te rugăm? Da, deci putem să facem un split screen. Vom încerca. Da. Vreți să faceți un split screen? Ia fiți atenți în acest moment. Să intru și eu pe live să văd și eu că eu deci în acest moment casă. Suntem într-un split screen. Andrei Leonte. Amândoi spun despre ei că sunt fluffy. Amândoi spun despre ei că sunt fluffy. Care e mai fluffy decât celălalt? Nu, cum să zic Andrei Leonte asta? Adică asta este întrebarea. Uitați-vă puțin la noi. Eu n-am vorbit despre asta. Și acum? Ia, deci fiți același lucru. Nu e mare diferență. Tot cu mai mult ecran. Orice aș face. E de observați? La... Vă rog eu frumos să nu fiți răutăcioși cu fere. Deci, uitați-vă, Andrei, uite-te la fereastra asta. Nu, că mică. El singur abia am loc face. În ea. Păi e valabil și pentru el. Iubește-te, fere. Iubește-te așa cum ce ești. Să mă mai... Uite, nici în asta n-am loc și e imensă. Știți glumele alea la televizor? Ia uite-l pe ăsta, n-are loc. Vă zic eu ca să nu mai ziceți voi. Mă dați mărice. Da. Spune-ne despre campania cu Panda, să trecem într-o notă mai... Depășim momentul, vă rog. Spre Panda. Că tot vorbeam, da, de personaje fluffy. M-am gândit eu așa cu mintea mea să fac o piesă anul trecut și a zis să se numească Panda pentru că eram în pandemie și pentru că... Mă rog, era un întreg mecanism acolo, era scrisă oarecum prin ochiul unui copil și am zis eu că un copil vede partea frumoasă din absolut orice și dacă ar auzi de pandemie, s-ar gândi că e numea urșilor Panda sau ceva pe acolo. Așa, și după ce am lansat piesa, am lăsat o lună să fie vorba doar despre muzică, am zis să pun personajul la treabă și l-am scos pe stradă cu niște pancarte prin care am încurajat oamenii să se protejeze și să poarte mască și să...
Da. Așa, și mi-au venit în ajutor și niște oameni foarte, foarte, foarte nice și... Mesajul era să purtăm masca acum, ca la anul să mergem la concerte? Sau? Yes, da. Printre altele, da, erau mai multe mesaje și fiecare își alegea... Adică a fost foarte, cum să zic, impromptu toată treaba. Pentru că mă duceam, i-am sunat pe oameni, pe unde vă găsesc. Mă duceam cu mine, echipa de filmare, cu eu îmbrăcat în urs, mă rog, asta vară, erau 40 de milioane de grade. Așa, și eu eram îmbrăcat în ursul ăla, nu mai aveam nici climatizare la mașina asta, eu altul povestim așa. Pentru că, normal. Așa, și sunt tip norocos, Andrei. Da. Și da, cu Larisa Ardache m-am întâlnit pur și simplu pe stradă pe la Romană. Pentru Marius Manole m-am dus în zona în care stă el oarecum. Cu George Zafiu tot la fel, m-am întâlnit pe undeva, el se plimba cu bicicleta și am zis, pe unde treci? Și vin eu acolo. Când traversezi, zim că vin. Da. Că am încercat cumva să... Adică dacă ei au fost atât de drăguți, mai ales că pe unii dintre ei măcar nu schimbaseră în două vorbe. Le-am scris puțin pe Facebook, bună ziua, fac proiectul ăsta, vreți să veniți? Mm-hmm. Și au venit și au fost foarte, foarte deschiși și s-au implicat. După aceea m-au ajutat inclusiv cu rostogolirea lui în social media, cu share-uri și chestii. Da, numai voi nu ați vrut să veniți, dar mă rog. Liza n-a avut treabă. Da. Glumeam. Ce ai pățit în poza pe care o vedem în momentul ăsta pe ecran? În ce? În poza pe... Ești la orizontală, ești la orizontală și cu ochelari și cu o glugă pe cap. Ce s-a întâmplat? Am stat în izolare acum 2 săptămâni după ce m-am întors. Da. S-a schimbat chestia asta, a intrat Italia în zona de risc, gen cu vreo săptămână, 10 zile înainte să... Că pe vremea când am plecat eu, pe 6 decembrie, nu știam că trebuie să stau în carantină. Trebuie să recunosc că m-a afectat nițel. Adică... Vedem așa niște urme. Două săptămâni, da. Și de stat pur și simplu eu cu mine în casă. Adică eu sunt de treabă așa. Din câte am înțeles în general, dar 2 săptămâni totuși cu mine zi de zi, 24 fără nicio altă persoană în jur, a fost, da. Așa și cu sesiunea și cu munca. Deci de la pandemie ți se trage. Da. Și chiar din weekend am reușit să mai ieși eu din casă, am văzut și eu oameni... Tridimensional. Te-ai destrăbălat, ai fost la supermarket. Ai fost nebun? Ai fost nebun? Băi, să știi că nu. Nu măcar atâta. Nu. Mi-am dat comandă, dar m-am plimbat pe stradă. Aha. Și am stat pe o bancă. Wow, ce nebunatic ești, Andrei! Ce vorbești, mă! Da, ești curajos. Da. Te arunci cu același aplomb și în 2021. Da. Ai și am fost la farmacie. S-a schimbat situația. Din 10 drumuri astăzi, 5 sunt la farmacie. Ok. Da, ce să facem, trăim vremuri ciudate. Apropo de vremurile ciudate, Andrei, zim de 2021, ce urmează să faci? Nu mi-a plăcut legătura asta, sper să nu mai fie vremuri ciudate în 2021. Mi-a venit o notificare de la voi și am uitat că sunt pe telefon și am pus mâna. Așa, de pe Instagram. Băi, nu știu, știi care e treaba? Eu anul trecut îmi făceam planuri, pe vremea asta îmi făceam planuri în privința anului și oarecum simt că am învățat o lecție, să las lucrurile să vină și vedem, le luăm așa pe rând și vedem ce se întâmplă, pentru că nu știm ce va fi, adică anul trecut trebuia să avem și cântări, n-au mai fost. Trebuia să ne ducem în niște locuri, nu ne-am mai dus, dar așa cum am văzut cu toții. Le reactualizezi, să spunem. Da. Așa că, momentan, lucrez la o piesă. Asupra chestii astea simt că am controlul. Și sper să... Păi și ce piesă e? Sper, stai. Ce piesă? Despre ce e vorba? Ce... Una veselă, știu că nu mă reprezintă chestia asta.
Da. Dar, da. Ce-i cu tine, Andrei? După cum vedeți, se întâmplă ceva, se întâmplă chestii și în capul meu, mă mai trebuie pe două, trei, doi. Mai stai mult în hibernare. Și care chestia, că am zis că am o scuză acum că na, sunt astea și nu e imposibil să te tuni, dar e un picuț mai greu și n-am avut niciodată părul mare și am zis să încerci. Tot la fel și cu piesa piesă, n-am avut niciodată Ești un pic bros așa, Andrei. Ești tu zbros, parcă, nu știu. Nu stu, ce bros, uite aici, despre ce vorbești. Superb. Tuns nu ești, nu pari. Nu. Nu m-am mai tuns din septembrie. Din septembrie? Deci câte luni septembrie să fie? Septembrie 2020. Încă o dată, vă rog. Hey, 2020. Avem un model pentru tine, Andrei, fii atent. Iată-mă. Uite, așa poți ajunge. Așa. Nu știu dacă vezi. În momentul. Stai că nu că am netul prost, stai o secundă. Hai că nu e problemă. Uite. Și eu am încercat la un moment dat. În vară s-a dus. Ce zici? Se poate orice dacă îți dorești. Da. N-a durat foarte mult și nu e greu de întreținut, asta trebuie să știi. Se întreține super ușor, te speli o dată pe săptămână și atâta. Acum că auzi, dar nu vrei să vorbim cu cineva din care chiar are părul mare și n-a văzut o aplicație de 2 euro? Sabon, o poate. Dată la 3 zile vă recomand să vă spălați pe cap, nu stați o săptămână nespălați, că nu. Eu mă spăl zilele. Da. Ce să mai zici? Mulțumim, Andrei, am aflat și despre piesă și despre foai. Despre toate, le-am vorbit pe toate. Să știi că trebuie să vii și în studio la noi. Sper că acum vii. Ești rebel și renunți la drumul de supermarket și vii până la studio. O să încerc să mă tun totuși până da. Da. Bun, eu acum mă duc să mă culc înapoi. Da. Și vă baftă și felicitări pentru emisiune, că n-am mai vorbit, nu ne-am mai văzut. De mult, așa este. De mult, da. Mulțumim din tot sufletul, te așteptăm și în studio. Baftă în sesiune să ai. Mulțumesc. Nu mai dormi, pune mâna și învață. Mulțumim că ai fost pe la noi.